Țăranii de la Lozova merg la prășit cu taxiul. Tot mai mulți săteni nu mai pleacă în câmp cu sapa în spate, ci o duc în portbagaj. Deși locuiesc la numai câțiva kilometri de terenurile agricole pe care le au în proprietate, sătenii scot din buzunare nici mai mult, nici mai puțin 20 de lei pentru a fi duși pe ogoare. Afacerea îi aparține unui fost taximetrist care este băștinaș. Dacă în unele sate călătoriile cu taxiul sunt considerate un lux, în Lozova au devenit o rutină. Localnicii merg cu taxiul chiar și la prășit. Deși locuiește la doar câțiva kilometri de terenul agricol, mătușa Elena merge la prășit cu taxiul. Femeia spune că nu-i pare rău de bani, pentru că sănătatea este mai scumpă. Păi pe jos, când ajungi la destinație, ești deja obosit. Dar când vii cu taxiul, odihnit. Sătenii din Lozova cheamă taxiul pentru a-și duce copiii la școală, pentru a merge la rude în vizită sau chiar până la magazin. Ne ajută dacă trăim mai departe, când plouă, când, mă rog, drumul e rău, copiii la școală, la grădiniță, la un spital, chiar e foarte bună idee. Și la prășit pe dealul, merge, ne duce, ne aduce, îi sunăm, vine după noi, unii ne duce. Afacerea îi aparține unui fost taximetrist. Ideea i-a venit acum 3 ani, când lucra în Chișinău, iar cu un an în urmă a realizat-o. La început nu le vineau a crede, chiar sunau, comandau numai din ca să vadă, într-adevăr, dacă s-a deschis sau nu. Apoi au început să facă comandă. Unul dintre angajații companiei de taxi este chiar mama proprietarului. Deși este pensionară, femeia activează ca operator. Bună ziua! Serviciul taxi vă ascultă. Unde doriți? Ștefan cel Mare, 113, da? Și până unde? În Lapcovăț, da? Bine, cel mult în 10 minute mașina să fie la Ștefan cel Mare, 113. Compania are în dotare doar 3 mașini. Șoferii spun însă că reușesc să facă față la toate comenzile și la toate capriciile clienților. Fiecare om are caracterul lor, diferite caractere. Noi le întrebăm toți în voie, ca să fie bine și pentru noi și pentru firmă. 24 în 24 lucrăm. Cred că oamenii sunt mulțumiți, numai că am drumul, sunt cam rele, dar pe ploile s-au spălat, dar mergem și noi aici ușor, păstrăm tehnica. Ideea creării unei companii de taxi a fost salutată și de către primarul satului. Cine a adus nou serviciul de taxi, folosirea rațională a timpului de muncă. Și doi, eu cred că crearea locurilor de muncă. 10-12 locuri de muncă este deja un lucru foarte mare pentru o comunitate. Satul Lozova din raionul Ostrăjeni are peste 6.000 de locuitori.